vă salut normal vol aici. Am văzut o grămadă de clipuri pe net. Voi explică unii și alții cum puteți cumpăra diamante, monede. Trebă. Fel și fel de metode ingenioase prin care dacă dai like, share sau subscribe îți arată ce trebuie să faci. Nu e așa? Eu am să vă arăt exact pas cu pas ce trebuie să faci să poți să îți cumperi monede la un preț mult mai bun. În primul rând ai nevoie de un VPN. Urban VPN Chrome Extension. Odată instalat în Chrome, o să vă apară în extensii. Îi dați pin să fie vizibil în bară. Odată ce este vizibil în bară, click, selectăm țara în care dorim să ne conectăm. Aici am selectat Brazilia. Odată ce este selectat Brazilia, apăsăm pe Art, Ca să fim siguri că este conectat pe Brazilia, check my IP. o Paulo. După care, TikTok Coins, click pe el, Așteptăm să se încarce. Avem undeva la RS7519. Ce înseamnă asta? Haideți să convertim acea sumă în dolari. Currency Converter 7519. 75.19 Vedem exact cât costă, 14 dolari, 12. Deci, în momentul în care vă doriți să cumpărați, noilor cumpărători o să le ceară o adresă din Brazilia orice adresă, nu contează. Luați o adresă, completați un număr de telefon cu stat, cu absolut tot. Odată ce ați completat toate câmpurile obligatorii, rolați până în jos, pe și aia a fost. De ce să cumpărăm pe telefon când putem cumpăra direct de pe web mult mai ieftin, fără să plătim alte taxe către Google Pay, Apple Pay și așa mai departe. Așa că vă mulțumesc mult și mare grijă cât cumpărați, cât cheltuiți. living in for life.